Dimineața. Noi am început drumul către Como. Dimineața aceasta n-am mai stat să gătim și am servit doar niște fructe, niște banane și smochine. Ne-am pregătit o cafea și am început drumul nostru către Como, Italia. Vrem să ajungem acolo să ne bucurăm puțin de de Italia, de lacul Como, de tot ce oferă acel orășel. Și după vedem încotro apucăm, poate spre Liechtenstein, vedem. Încă nu știm cum va decurge ziua. Da, vedem cum ne încadrăm în timp, că na, și asta e important. O să servim prânzul probabil în Italia, să ne bucurăm de bucătăria italiană. Și apoi vedem încotro o luăm. Mai avem ceva de vizitat aici în Elveția, dar este aproape de Liechtenstein. Și de acolo spre Liechtenstein o să ajungem și acolo. Așa că vedem. Da. Hai. Bienvenuti. Buongiorno di menaggio! Buongiorno! Suntem în Italia, reușit să parcăm și suntem la lacul Como. Ne bucurăm foarte tare că am reușit să ajungem și vrem să facem un tur al acestui oraș. Da, este un orășel mic, de pe malul lacului, și acum să luăm un pic la pas, ne oprim să mâncăm ceva, ne bucurăm de priveliștea de la lac. Cam asta e, o luăm înapoi spre următoarea destinație. Da. Haideți să vedem. Ia priviți aici ce icoană frumoasă în perete. Și poarta aceasta este iarăși drăguță. Și are și o statuie cocoșă acolo în vârf. Traficul este destul de intens. Sunt străduțele înguste. Priviți și casele, cât de vechi sunt și ce arhitectură frumoasă. Chiar sunt specifice Italiei, se vede că am ajuns în Italia. Și am ajuns și într-un punct unde este demn de lacul Como, adică chiar se cunoaște că ne aflăm aici la lacul Como. Arată foarte bine. Pe partea cealaltă se văd munții și ar trebui să fie Bellagio. Noi suntem exact pe partea opusă, în Menaggio. Avem aici câteva bărcuțe, hoteluri, iar sus, pe deal acolo, sunt case cu palmieri. Ne apropiem de zona centrală a orașului, piațeta centrală cu terase și aleea pietonală.
Ia să vedem clădirile de aici din jur. Foarte drăguțe. Cobloane, majoritatea, și cu balconașe și cu picturi. Și sculpturi unele, văd în față. Da, foarte mult bun gust. Arată bine. Bineînțeles că nu putem să plecăm de aici în Italia fără să mâncăm o gelato, care sunt specifice, sunt renumiți pentru delicioasa înghețată. Să vedem ce sortimente au. Wow, arată super bine. Deci, un cornet cu două feluri de înghețată costă 3 euro, cu 3 feluri de înghețată 4 și cu 4 cupe de înghețată 5 euro. Deci mi-au luat 4 cupe de înghețată. Uitați, nebunie, e, și-a luat un kil de înghețată. Dar e delicioasă. Da, și eu mi-a luat 3 tipuri de înghețată. Vedem cum este. O, Doamne! Bună. Am savurat înghețata și haideți să ne continuăm plimbarea prin centru înainte să ne plouă. Avem aici o bisericuță drăguță, să vedem dacă putem intra. Aceasta este deschisă, deci o să intrăm să vedem cum arată la interior. E foarte frumoasă, doar că nu prea se văd picturile. Este întuneric. Și o ușă drăguță și balconașele acestea mici. Sigur este un hotel. În față mai avem o bisericuță. Sunt magazine. Vom intra și în această bisericuță să vedem dacă aici avem mai mult noroc să fie luminată. E frumoasă. Este superbă. Este foarte frumoasă, doar că iarăși nu avem luminile aprinse. Da. Măcar că nu avem niciun an așa orientativ. Ia uitați și această străduță cum este.
filmăm pe noi ca să nu deranjăm pe cineva. Hai să continuăm pe aici. Ca să vedeți și clădirile. Dăm în tot felul de piațete. Clădiri frumoase. Aceasta? E priviță. Aceasta e a blocul lui Alex. Acesta este un hotel. Și frumoasele scutere Vespa Piaggio. Ha, drăguțe. Foarte bine întreținute clădirile. Aceasta este o curte interioară la un restaurant, hotel. Tot felul de detalii drăguțe. Balconașele acestea micuțe care treci la o clădire la cealaltă. Cât de tari sunt. Și pe una dintre clădiri, bine, la geamul unei dintre clădiri, avem și steagul României. Bună ziua! E cineva acasă? Ce clădire frumoasă! E foarte mare! Dar sunt foarte drăguțe obloanele acestea, turcoaz. Se combină bine cu clădirea. Dragilor, mi-ar plăcea tare mult să mirosiți și voi acest parfum. Doamne, e sublim! Mergeam pe stradă și tot venea parfum de... un parfum plăcut și nu-mi dădeam seama de la ce. Ah, super fain! Frumos, frumos de tot. Mi-a privit peste drum ce vilă. Oh, Doamne! Dita Maiconacu. Oh, e imensă! Păcat că este închis magazinul cu vinuri italienești. Dar deschide la ora 2, văd. Au pauză de o oră jumate, între 12:30 și 2. Că poate cumpărăm ceva. Au băuturi alcoolice, văd că și seturi de șah, desfăcătoare de vin, diverse chestii, dar în general vin. Acestea cred că sunt conserve de pește cu ulei de măslin. Și ne-am oprit să mâncăm ceva tipic italian, o pizza și bere. Eliza și-a luat Diavola și mi-am luat Bufala. Hai să vedem cum este. Ia să vedem. Să dea Alexandru verdictul. Nu este ca cea din Roma, dar brânza este bună. Cred că sunt ingrediente simple, că văd acolo că e numai roșii și brânză. Păi da, asta conține pizza cu fala. Uh-huh. Mozzarella, brânză de bivolițe și roșii. Bun, poftă bună! Mersi! Hai să vedem ce părere are și Eliza despre pizza. Diavola. Am luat o bucată prea mare.
Da, merge. Ne-am luat și desert. Eliza și-a luat tiramisu și mi-a luat... limoncello? Nu. Stai că sorbet cu limoncello. Arată bine tiramisu, este făcut de casă. Da, este făcut în casă. Asta e să vedem. Arată cum foarte este. Bine. Să vedem. M-am plecat cu praful ăsta deasupra. E bun. Sorbetul mai este bun? Sunt mai reușite decât pizze. Mm-hmm. Păi pentru că se pădă din casă. Și plecând din Menaggio. Arrivederci a Menaggio, scrie aici sus. Arrivederci. Cum altfel să plecăm decât pe ploaie? Normal. Nu ne lasă deloc ploaia în pace. Că Eliza răsă și cadă. Da, mergem la mașină și o luăm spre următoarea destinație, Liechtenstein. Am ajuns iarăși în vârful munților. Ne apropiem de pasul Splugen între Italia și Elveția. Nu știu la ce altitudine suntem, dar uitați cât de frumos se vede. Plouă, dar suntem printre nori, practic. Acolo jos sunt orașele acoperite de ceață. Și noi suntem undeva sus. Am urcat pe un drum nebun cu niște curbe de 30 de grade în stâncă. Da, niște curbe nebune, niște serpentine. Ei, nu știu cum au avut oamenii. Da. Incredibil. Drumul este destul de dificil, dar este foarte frumos aici sus. Acum o să trecem din nou în Elveția și apoi îi dăm mai departe către Liechtenstein. Și ne-am oprit aici ca să facem 2-3 poze, să filmăm un pic privirile ăștia de sus. Hai, mergem mai departe. Ne priviți pe unde am ajuns. Vârf de munte. Sunt 4 grade afară. Da, iar aici sunt niște case cam nelocuite. Bine, au curent, au de toate, dar în momentul de față nu sunt locuite. Dar e curios cum sunt așezate aici, în vârf de munte și pe stânci. Stai că tot prin față se vede mai bine. Ia uitați-le. Bineînțeles, și o biserică. Aici e un baraj? Așa pare. Așa pare, un baraj. E și un timp acolo. Priviți cum arată acest lac aici în vârf de munte. În pasul Spluga, se numește lacul Monte Spluga. Acolo este barajul în spate și acesta este lacul. Are o culoare foarte impresionantă. Am dat și de zăpadă acum. A început să ningă. Cred că am ajuns în vârf și urmează să trecem în Elveția. Ce credeți? Am ajuns în vârf și acum ne întoarcem pentru că ninge și cam patinăm. Noi avem cauciucuri de vară, așa că o luăm înapoi. Aia o luăm pe altă rută. Nu ne riscăm că... Da, nu putem nu să se... urcăm și nu putem să urcăm, exact. Să trecem de zăpadă. Așa că ne întoarcem. Sperăm să ajungem... Ok, ajungem sigur, dar să vedem cum... Asta e, din păcate trebuie să luăm altă rută. O să mai dureze drumul, dar... Siguranța e prioritară.